Un meci cu final incendiar, de asta a avut parte BC Timișoara în jocul 4 cu CSM București. Alvioleții au tremurat serios pentru a obține victoria care duce seria în meci decisiv. Timișorenii s-au impus cu 77 la 76 și speră acum să tranșeze calificarea pe teren propriu. Meciul de joi a semănat foarte bine cu cel de săptămâna trecută. violeții au condus în permanență și au jucat altceva față de miercuri. Lei din Banat au avut în avantaj de 12 puncte în ultimul sfert, dar CSM București s-a apropiat la doar două lungimi. Ultimul minut a fost unul de infart, la 74-70 pentru Alvioleți. Gazdele au marcat de 3 puncte și au aruncat sala în picioare. Zlatko Jovanović cu o liberă și apoi Branco Ciuici cu alte două au dus scorul la 77-73. Cu doar o secundă înainte de final, Martinici a marcat din nou de 3 și a redus diferența la un singur punct. Alvioleți au ținut însă de minge și au obținut o victorie vitală în lupta pentru calificarea în semifinale. Am făcut un joc solid, organizat și foarte disciplinat, mai ales în apărare. Am controlat meciul în cea mai mare parte a sa și, în mod normal, trebuia să câștigăm la 15 puncte diferență, lucru care, din anumite motive, nu s-a întâmplat. Noi cerem respect pentru tot ceea ce am făcut în acest campionat și am făcut multe lucruri bune, iar în seara aceasta nu ni s-a arătat respect. Astfel, lei din Banat au egalat scorul la general 2 la 2 și vor juca acum pe teren propriu partida care va decide câștigătoarea seriei. Ultimul meci dintre BC Timișoara și CSM București va avea loc duminică de la ora 20 la sala Olimpia. Tot joi s-au decis și primele trei calificate în semifinale. soft Ploiești, Gazmetan Media și Ucluj au acces deja în penultimul act.